Nu am ținut cont de sfatul părinților și m-am căsătorit cu un bărbat sărac, dar am ajuns să regret enorm. Familia mea a avut întotdeauna bani. Părinții mei aveau o afacere prosperă cu restaurante și cafenele. M-au înscris la cele mai bune școli, iar apoi, după ce am absolvit facultatea, m-au ajutat să-mi pun propria afacere pe picioare. Dar să nu credeți că am primit totul de-a gata. Eu mă ocupam de un restaurant și o cafenea. În timp ce colegii mei erau în vacanțe și se bucurau de timpul lor liber, eu munceam zilnic. Eram independentă financiar. Și, mai mult decât atât, îmi permiteam orice. Puteam merge oriunde voiam în vacanță, puteam să-mi cumpăr orice lucru scump. Totuși, nu risipeam banii deoarece erau bani munciți și știam ce înseamnă să muncești pentru ei. Într-una din zile, când am mers acasă la părinții mei, la ei era un tânăr prieten de-al lor, un om de afaceri de succes. Mama mi-a spus că acel bărbat mă place mult și că și-ar dori o relație serioasă cu mine. I-am spus mamei că nu îl plac. Eu mă îndrăgostisem de un angajat al meu. Pe iubitul meu, Andrei, îl știam de mult timp deoarece era barman la restaurantul meu. La început, ne-am apropiat ca prieteni, împărtășind zâmbete și discuții lungi despre viață, vise și pasiuni. Andrei era un bărbat frumos, manierat și inteligent. Cu timpul, am realizat că între noi putea fi mai mult decât o prietenie. Am început să ieșim împreună, să mergem la petreceri, să facem excursii la munte și la mare. Eram fericiți și părea că nimic nu ne putea despărți. Totuși, angajații șușoteau pe seama noastră. Li se părea ciudat ca șefa să iasă cu un angajat și nu credeau că între noi putea fi iubire adevărată. Părinții mei, când l-am prezentat, erau de asemenea sceptici. Maria, Andrei este un bărbat bun, dar nu crezi că ar trebui să fii mai precaută? Mă întreba mama adesea, privindu-mă cu îngrijorare. Mamă, tată, iubirea nu se măsoară în bani sau în poziții sociale. Andrei mă face fericită și asta contează cel mai mult, le răspundeam, convinsă că dragostea noastră va depăși orice obstacol. În ciuda tuturor avertismentelor și suspiciunilor, m-am căsătorit cu Andrei într-o ceremonie mică și intimă. Eram sigură că am făcut alegerea corectă. Primele luni de căsnicie au fost ca un vis. Andrei era atent, afectuos și părea să fie partenerul ideal. Dar după un timp, deși îi dădusem administrarea și conducerea cafenelei, el devenise tot mai nemulțumit. La un moment dat, Andrei a venit cu ideea de a-și deschide propria afacere. Maria, vreau să fac mai mult pentru noi. Vreau să avem un viitor mai bun, mi-a spus el, privindu-mă cu ochi strălucitori de speranță. Am nevoie de ajutorul tău pentru a-mi deschide propria afacere și pentru a o pune pe picioare. Încrezătoare în el și în visurile noastre comune, i-am oferit banii necesari. Am crezut în potențialul lui și am dorit să-l susțin în toate modurile posibile. Afacerea lui a început să prospere, iar eu eram mândră de realizările noastre. Dar, treptat, Andrei a început să se schimbe. A devenit interesat de mașini, de haine de lux și nu contribuia cu bani pentru cheltuielile din casă. În continuare, plăteam eu totul, el spunând că nu poate să scoată bani din firmă pentru că așteaptă să ia dividende. Era tot mai absent, petrecea ore îndelungate la noua lui afacere și îmi vorbea tot mai puțin. Am simțit o neliniște crescândă, dar mi-am spus că este doar stresul începutului. Până într-o zi, când am descoperit adevărul dureros. Un prieten comun mi-a spus că l-a văzut pe Andrei într-un restaurant cu o altă femeie. Inima mi s-a strâns și am simțit cum lumea mea începe să se destrame. Acel prieten mi-a spus că avea gesturi tandre cu acea femeie și se săruta cu ea. Am decis să-l confrunt. Andrei,
cine este femeia cu care te-ai întâlnit? L-am întrebat, încercând să-mi stăpânesc lacrimile. Andrei a părut surprins, dar și-a recăpătat rapid calmul. Maria, nu este ceea ce pare. Este doar o colegă, am discutat despre afaceri. Dar eu știam că nu era adevărat. Am început să investighez și am descoperit că Andrei nu doar că mă înșela, dar și că avea o relație de mai multe luni și că femeia aceea era și însărcinată. Simțeam cum inima mi se frânge cu fiecare detaliu aflat. Mai mult decât atât, am realizat că banii pe care i-am investit în afacerea lui erau folosiți pentru a finanța escapadele cu cealaltă femeie. Am simțit cum durerea și furia mă sufocă. Nu doar că îmi trădase încrederea și iubirea, dar îmi distrusese și visul nostru comun. Am decis să nu mai pierd niciun minut. Am contactat un avocat și am început procedurile de divorț. Între timp, am luptat pentru a-mi securiza afacerea și a elimina orice posibilitate ca Andrei să preia controlul asupra ei. Am cerut avocatului să-l scoată pe Andrei din firmele noastre și să recuperez banii investiți în afacerea lui. Într-o dimineață, stând în biroul meu, cu actele de divorț în față, m-am simțit copleșită de durere și regret. Am simțit nevoia să vorbesc cu părinții mei. M-am dus la casa lor și cu lacrimi în ochi le-am povestit totul. Am greșit, mamă, tată. Ar fi trebuit să vă ascult. Am spus, simțind că durerea mă sufocă. Mama m-a luat în brațe, mângâindu-mi părul. Draga mea, toți facem greșeli. Important este că ai învățat din ele, mi-a spus ea, cu vocea plină de iubire. Tata a oftat adânc, dar m-a privit cu blândețe. Maria, te iubim și suntem aici pentru tine. Vom trece împreună prin asta, a spus el, strângându-mi mâna. M-am întors acasă și l-am găsit pe Andrei, pregătindu-se să plece. Cu vocea tremurândă de furie și durere, l-am confruntat din nou. Cum ai putut să faci asta? Cum ai putut să-mi trădezi încrederea și să distrugi tot ce am construit împreună? Am strigat, simțind lacrimile curgându-mi pe obraji. Andrei s-a uitat la mine cu o expresie de regret pe chip. Maria, îmi pare rău. M-am îndrăgostit de acea femeie. Nu am vrut să te rănesc. Cuvintele lui mi-au lovit sufletul ca un pumnal. Pleacă, Andrei. Nu mai vreau să te văd niciodată, i-am spus, încercând să-mi păstrez demnitatea. Am învățat că, uneori, dragostea nu este suficientă dacă nu este împărtășită de amândoi partenerii pentru a menține o relație. Am învățat că încrederea și respectul sunt la fel de importante. Și deși trecutul meu este plin de durere, viitorul este luminat de curajul și determinarea de a merge mai departe. Am reușit să-mi redresez afacerea și să-mi reconstruiesc viața. Banii investiți în firma lui Andrei încă nu am reușit să-i recuperez. Dar, gândind retrospectiv, cred că dacă mai rămâneam cu el, mi-ar fi luat toate afacerile. Am înțeles că părinții mei nu au dorit decât să mă protejeze și că sfaturile lor erau bazate pe experiență și iubire. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.